Bună ziua, sunt Veronica Gherbovețchi și vă invit la News Show. În această ediție abordăm următoarele subiecte. Acuzat de înaltă trădare, Victor Medvedciuca, politicianul prorus considerat cumătrul lui Putin, a fost reținut aseară în cadrul unei operațiuni speciale desfășurate de Serviciul Ucrainean de Securitate. Despre aceasta a anunțat liderul de la Kiev, care a precizat că acesta ar fi încercat să părăsească Ucraina după ce în primele zile de război a fugit din arest la domiciliu. Zelenski a prezentat reținerea ca pe o mare victorie și a propus ca Medvedciuc să fie oferit la schimb de prizonieri. Iar fostul deputat democrat Sergiu Sârbu a revenit în izolatorul Centrului Anticorupție după ce s-a aflat în arest la domiciliu timp de aproape 2 săptămâni. Înainte de a fi escortat de oamenii legii, fostul ales al poporului a făcut câteva declarații de presă. Cum a comentat decizia instanței, vă spunem în câteva clipe. Războiul din țara vecină a perturbat și piața fertilizanților, care erau importați în proporție de 90% din Rusia, o spune ministrul agriculturii Viorel Gherciu, care a declarat că în aceste condiții agricultorii se văd nevoiți să caute alternative care sunt mai scumpe. Cu cât s-ar putea scumpi acest tip de marfă și cum comentează autoritățile, vă spunem în câteva clipe. Așadar, oligarhul ucrainean Victor Medvedciuc, considerat un aliat și cumătru cu președintele rus Vladimir Putin, a fost reținut aseară în cadrul unei operațiuni speciale a Serviciului Ucrainean de Securitate. Anunțul a fost făcut chiar de liderul de la Kiev, Vladimir Zelenski, care a distribuit o fotografie în care apare Medvedciuc îmbrăcat în uniformă militară și încătușat. Mai apoi, Zelenski a declarat că politicianul acuzat de înaltă trădare ar putea fi schimbat pe militarii ucraineni prizonieri ai forțelor ruse. Kremlinul are acționat cu scepticism la anunțul privind reținerea lui Medvedciuc, precizând că informațiile trebuie verificate, ținând cont de numărul mare de fake-uri din ultima perioadă. Capturarea oligarhului și deputatului prorus Victor Medvedciuc a fost anunțat de liderul de la Kiev, Vladimir Zelenski, și al Serviciului Ucrainean de Securitate ca pe o mare victorie. Președintele ucrainean nu a oferit prea multe detalii. În schimb, a publicat o fotografie în care Medvedciuc apare îmbrăcat în uniforma militară și purtând cătușe pe mâini. Într-o postare pe rețelele de socializare, SBU a precizat că oligarhul despre care se spune că ar fi cumătru cu Putin a fost reținut în cadrul unei operațiuni fulgerătoare și periculoase desfășurate pe mai multe nivele. Purtătorul de cuvânt de la Kremlin, Dmitri Peskov, a reacționat cu scepticism la acest anunț, declarând că informațiile trebuie verificate din cauza numărului mare de fake-uri din ultima perioadă. În schimb, președintele Zelenski a precizat că Medvedciuc a fost prins în timp ce încerca să iasă din țară și a propus Rusiei să le ofere schimb de prizonieri. Dacă Medvedciuc sam obrav для себе військову форму, він підпадає під правила воєнного часу. Пропоную Російській Федерації обміняти цього вашого хлопця на наших хлопців і наших дівчат, які зараз в російському полоні. Totuși, Ministerul Ucrainean de Interne este de altă părere și menționează că schimbul de prizonieri poate fi realizat doar după ce Medvedciuc va fi audiat și condamnat pentru infracțiunile care îi se incriminează. Acuzat de înaltă trădare, dezvăluirea unor secrete de stat și activității în favoarea Rusiei, Victor Medvedciuc fusese plasat în arest la domiciliu din luna mai anului trecut într-un dosar pe care l-a considerat motivat politic. Acesta a fugit din arest încă din primele zile de război. Liderul celor mai mari partide de opoziție din Rada Supremă de la Kiev este cetățean ucrainean, dar are legături strânse cu președintele rus Vladimir Putin, care de altfel este nașul fiicei sale. Numele său figurează ca fiind al 12-lea cel mai bogat om din Ucraina, anul trecut cu o afere estimată de revista Forbes la 620 de milioane de dolari. Recent, Kievul a înghețat o parte din activele care se crede că ar fi deținute de Medvedciuc, inclusiv 3 posturi de televiziune. Totodată, jurnaliștii de investigație au descoperit o vilă de lux care i-ar aparține oligarhului rus. Pe lângă obiecte și anticariat găsite în vilă, în curte, ziariștii au dat de o platformă de cale ferată, în care staționa un vagon de restaurant. Restaurant vagon. Dalnia ea. Poate? Potrivit publicației Slistovo, vagonul are un hol principal pentru aproximativ 40 de persoane, precum și mai multe încăperi separate, o bucătărie, un compartiment VIP și o toaletă. La intrare este un bar, iar paharele au stema aurită a Federației Ruse. Ce-i interesni ștucchi? Îmi scăzate și vin ucrainiți. Sunt cicave, da?
Cât despre apropierea sa de Vladimir Putin, Medvedciuc a declarat anterior că relația lor s-a dezvoltat de-a lungul a 20 de ani. Mai exact, acesta s-a orientat spre Rusia după Revoluția Portocalie din anii 2000, iar în următorii ani, acesta l-a susținut în mod deschis pe Putin. Ucrainenii continuă să adune blindatele abandonate de ruși pe câmpurile de luptă. Fermierii au declarat pentru o televiziune că blindatele pot fi reparate foarte rapid și folosite în continuare ca echipament de război. Українського фронту виглядають саме так. Селяни знову тягнуть російську техніку. Важкий БТР запрягли у два трактори. І тепер черговий трофей стане на озброєнні у наших Збройних сил. Potrivit Digi24, fermierii ucraineni au ajuns vedete în războiul declanșat de Vladimir Putin. Până acum au fost înregistrate numeroase cazuri în care sătenii au folosit tractoarele ca să tracteze blindatele rușilor. Ulterior, aceste trofee de luptă ajung să fie folosite de soldații ucraineni. În imaginele surprinse de o televiziune, la volanul unor blindate sunt observați fermieri simpli. Aceștia au găsit o blindată în pădure de la marginea satului, de unde până acum câteva zile inamicul trăgea asupra civililor. Ucrainenii știu cum vor repara blindatele găsite și ce au de făcut cu ele. Там ще є дві одиниці. Притягнули нашим, ще зараз поїдемо притягнемо. Там БРДМ гусениця злетіла. Ну ми знаємо, як надійти. І ще якась, може, глушилка якась отака, ну вона згорівша. На цих всіх два радіатора, які знаходяться, вони простріляні. Не треба. Наскільки це можливо поламати? День роботи. День роботи, він поїде. У нього пробіг 200 тисяч, 219 кілометрів, він практично новий. Підка, скоріше за все. Ушла десь білоруськими чи цими чернігівськими лісами пішла блудить. Зловити її? Да. Amintim că de la începutul războiului în Ucraina, mai mulți soldați ruși au fost surprinși cum părăsesc tancuri, blindate, aeronave, camioane și alte echipamente de război ieșite din uz. Războiul din țara vecină a perturbat un șir de legături comerciale, fapt ce a afectat situația de pe piața agroalimentară din Republica Moldova. Ministrul Agriculturii a adus exemplul fertilizanților. Circa 90% erau aduși în țară din Federația Rusă, ceea ce la momentul de față nu este posibil. Pentru că livrările au fost oprite, importatorii s-au văzut nevoiți să caute alte țări. Acest lucru înseamnă prețuri mai mari, cu aproape 200 de dolari în plus pentru fiecare tonă. Aceste scumpiri creează și o panică în rândul consumatorilor și când sunt făcute cumpărăturile nechipzuit sau din teamă că nu vor mai fi pe rafturi, atunci se petrece o insuficiență de, sau o lipsă temporară de anumite produse care creează nemijlocit și scumpirile în lanț. O bună parte din cei care furnizează aceste produse agroalimentare se folosesc de acest moment și, nefiind chiar onești, majorează nejustificat la o bună parte din produse aceste prețuri. Potrivit ministrului, în Republica Moldova se atestă la momentul de față o insuficiență de produse de origine animalieră, cum ar fi pește, carne, lapte și produsele lor derivate. Și asta pentru că 40% din aceste categorii de produse veneau în Republica Moldova din Ucraina, Belarus și Federația Rusă. Fostul deputat Sergiu Sârbu, cercetat penal pentru îmbogățire ilicită, a revenit în izolatorul Centrului Național Anticorupție. Decizia a fost luată ieri de magistrații Curții de Apel Chișinău la cererea procurorilor. Sârbu s-a aflat în arest la domiciliu timp de 2 săptămâni. Ieri, înainte să fie escortat în izolator, el a oferit câteva declarații pentru portalul anticorupție.md. Eu sunt acuzat de faptul că am restituit anticipat două credite bancare. Faptul că am restituit credite bancare anticipat, mi s-a incriminat că banii depuși pe cont pentru a restitui creditele este avere nejustificată și asta nu că se relice. De atât mai mult, procurorii mai mult n-au absolut nimic. Cu toate că mi-am demonstrat că aceste depuneri pe cont au fost din venituri absolut legale și le-am arătat. Mai mult ca, ca să restituie un credit, am luat alte două credite ca să de refinanțare și am demonstrat acest lucru. Și la NII am adus toate probele și toate alte.
Asta declara ieri fostul deputat Sergiu Sârbu într-un interviu pentru portalul Anticorupție cu puțin timp înainte de a fi încătușat și dus în izolator. Fostul deputat, cercetat penal pentru îmbogățire ilicită, a revenit după gratii după ce magistrații de la Curtea de Apel Chișinău au admis integral recursul procurorilor care au cerut mutarea lui din arest la domiciliu în izolator. Sârbu a fost reținut alături de alți 4 foști deputați, la fel cercetați pentru îmbogățire ilicită: Violeta Ivanov, Artur Eșetnikov, Vladimir Vitiuc și Anatolie Zagorod. Potrivit procurorilor, în rezultatul perchezițiilor efectuate la domiciliile și în mașinile inculpaților, ar fi fost depistate mai multe sume bănești, proveniența cărora va fi cercetată în cadrul urmăririi penale. Săptămâna trecută și fostul deputat comunist Anatolie Zagorodnyi a revenit în izolatorul Centrului Național Anticorupție după ce s-a aflat în arest la domiciliu. În privința lui Vladimir Vitiuc, procurorii nu au contestat decizia din cauza stării de sănătate precare acestuia, iar Violeta Ivanov tot se află în arest la domiciliu. Toți aceștia pledează nevinovat pentru toate cazurile de acuzație ce li se aduc de către procurori. Primarul Capitalei, Ion Ceban, și-ar face imagine pe seama proiectelor care au fost selectate pentru vot în cadrul programului Buget Civil 2022. Asta în contextul în care jumătate dintre acestea țin de elaborarea unor clipuri video sau audio despre primărie și despre orașul Chișinău. Despre asta au vorbit într-o conferință de presă consilierii de la PAS, care au cerut reevaluarea participanților la acest program și includerea în concurs a proiectelor de infrastructură. La rândul său, Ion Ceban a declarat că nu comentează afirmațiile politice. 10 proiecte aparent de interes public au fost incluse în sondajul lansat de Primăria Chișinău. În urma concursului urmează să fie selectat unul care va fi finanțat de municipalitate în cadrul programului Buget Civil Chișinău ediția 2022. Curios este faptul că jumătatea dintre acestea își propun să promoveze imaginea autorităților locale prin filmulețe, știri sau podcasturi și doar 3 dintre ele țin de infrastructura capitalei. De exemplu, în cartierul Poșta Veche pe stradă Calea Orheiului ar putea fi amenajat un spațiu public. Conform proiectului, pavilionul multifuncțional reprezintă o structură de lemn deschisă, fără pereți și acoperiș, care descrie forma unui ou ca simbol al începutului. Aici autorii își propun ca oamenii să aibă acces la diferite discuții, ateliere sau expoziții. În fișierul atașat nu scrie cât ar putea dura lucrările și de câți bani ar fi nevoie. Potrivit programului, bugetul unui proiect nu poate depăși suma de 300.000 de lei. Un alt proiect presupune iluminarea mini-parcului universitar Ion Creangă. În acest caz, autorii documentului își propun să folosească panouri solare ca sursă de energie curată și ieftină. Totodată ar putea fi organizate flashmoburi și expoziții din obiecte confecționate din produse ecologice. Pentru asta, realizatorii proiectului au nevoie de 240.000 de lei din bugetul municipal, iar încă 60.000 de lei ar putea fi alocați din bugetul universității. Alte două idei presupun chestionarea locuitorilor municipiului Chișinău referitor la problemele capitalei. Asta deși astfel de sondaje au mai fost realizate. Mai mult, oamenii pot raporta problemele pe cel puțin 2 platforme care sunt deja funcționale, euchișineu.md și alerte.md, și consilierii de la PAS au raportat neconformități în programul bugetului civil 2022. Potrivit lor, concursul de selectare a proiectelor a fost unul mimat. Avem bănuieli rezonabile că unele proiecte sunt sau aparțin oamenilor din anturajul primarului, deoarece, pe de o parte, noi avem aceste proiecte de infrastructură anulate sau respinse, iar pe de altă parte, vedem cum 408.000 lei sunt oferiți la 3 companii de instituții media private. Potrivit lui Roman Roșca, deși cele 3 proiecte sunt prezentate de instituții diferite, 2 dintre acestea au același fondator și aceeași adresă juridică. Totodată, consilierii de la PAS au prezentat date care arată că pentru un proiect media participant la sondaj, din buget ar putea fi cheltuiți aproximativ 53.000 de lei pentru televizoare, microfoane și izolare audio a unei încăperi de circa 30 de metri pătrați. Încă 26.000 de lei ar putea fi alocați lunar pentru schimbul luminilor, profilactica microfoanelor și energia electrică. Astfel, primarul general Ion Ceban s-ar pregăti să-și facă publicitate pentru campania electorală, spun consilierii din opoziție. 36.000 de lei pentru servicii de întreținere a paginilor de pe rețele de socializare.
Deci acestea sunt doar câteva linii de buget din proiectele în valoare de 240.000 de lei. Adică luăm banii publici, cumpărăm echipamente pentru un agent economic ca aceasta să-și amenajeze un studio în care zilnic va lustrui imaginea primarului. În context, consilierii PAS au solicitat să fie făcută reevaluarea tuturor proiectelor aplicate la concurs cât mai transparent, cu accesul cetățenilor și a organizațiilor civile la procesul de analiză a documentelor. Într-un mesaj, Natalia Ixar ne-a scris că primarul nu va comenta aceste declarații pe care le califică drept politice din cele 28 de proiecte care au fost depuse în cadrul programului Buget Civil. Comisia de Evaluare a selectat doar 10 care vor fi supuse votului până pe data de 1 mai. Epopeea cu panglica Sfântul Gheorghe continuă, dar deja la Curtea Constituțională. Doi deputați din fracțiunea Blocului Comuniștilor și Socialiștilor au depus o sesizare la Înalta Curte. Aceștia consideră ilegale amendamentele aprobate privind interzicerea panglicii pe teritoriul Republicii Moldova și consideră că astfel sunt încălcate drepturile omului, inclusiv libertatea opinie și a exprimării cetățenilor. Metoda prin care a fost depusă această sesizare a fost una mișelească și pe ascuns. Colegii noștri din Comisia Juridică nici nu au fost invitați la ședința Comisiei. De ce trebuie să fac asta înainte de sărbătoare de 9 mai? Să distrugă istoria, să distrugă memoria cetățenilor, să ne facă mancuri. În contextul războiului declanșat de Rusia în Ucraina, Parlamentul a adoptat în ședința plenară din 7 aprilie un amendament la codul contravențional prin care interzice pe teritoriul Republicii Moldova simbolurile Z și V care propagă războiul, dar și panglica Sfântul Gheorghe. Astfel, persoanele fizice care nu se vor conforma legii riscă o amendă de până la 9.000 de lei sau muncă neremunerată în folosul comunității de până la 60 de ore. De asemenea, persoanele juridice care la fel nu vor respecta această lege pot fi sancționate cu amendă de până la 18.000 de lei. Potrivit responsabililor din Parlament, proiectul de lege urmează să fie votat și în lectură finală. Numărul persoanelor rănite în atacul din metroul new-yorkez se ridică la 23. Jumătate dintre acestea au suferit răni fizice, în timp ce celelalte au inhalat gaz și s-au intoxicat. Teroarea a început după ce un bărbat a fost văzut aruncând un dispozitiv în stație și apoi a deschis focul. Pe rețele sociale au apărut primele imagini surprinse de după atac, din care se văd cum pasagerii ies îngroziți din vagon. Forțele de ordine americane sunt acum în căutarea unui bărbat înarmat descris ca purtând o mască de gaz și o vestă portocalie specifică angajaților din construcții. Potrivit primelor informații, ar exista și dispozitive explozive nedetonate, fapt care nu s-a mai adeverit după ce verificările au luat sfârșit. Incidentul a avut loc la ora locală 8:30 dimineața, când stația de metrou era plină de călători. Autoritățile locale au avertizat locuitorii să evite zona, iar școlile din preajmă au fost închise. Pe măsură ce se apropie Paștele, aroma de cozonac proaspăt copt se face tot mai resimțită în brutăriile din țară. Primele livrări au început deja, comenzi sunt multe, iar numărul lor crește de la o zi la alta. Astfel, administratorii unor brutării din capitală spun că în acest an cererea este de circa 30% mai mare decât anul trecut, iar exprimat în cifre, asta ar însemna circa 60.000 de cozonaci. Sortimentul produselor este foarte variat, ca să fie pe toate gusturile, începând de la pasca tradițională cu brânză dulce ori sărată, până la torte decorate în simboluri pascale. În această zile, dinaintea sărbătorilor pascale, mirosul de cozonac poate fi simțit la toate brutăriile din capitală. Am mers la una dintre ele ca să vedem ce surprize au brutarii pentru clienții lor în acest an. Dis de dimineață, lucrul era întoi, iar lucrătorii de aici reușiseră deja să scoată din cuptor sute de cozonaci. Între timp, o altă partidă de aluat era gata să fie aranjată în forme de toate mărimele pentru alte sute de copturi. În
în secția biscuit și articole de panificație a brutăriei, unde este pregătit și cozonacul. Totul se face pe etape. Inițial, aluatul este pregătit de cofetarul special, după care este lăsat la dospit. Ulterior, cofetarii îl cântăresc în gramaje de la 100 până la 800 de grame și îl aranjează în forme. Înainte de Paști, comenzile sunt mari, iar cofetarii grăbiți să le reușească pe toată. Zilnic se coc în jur de 4.000 de cozonaci. De dimineață au fost modelați, am dat la dospitor să crească, să se odihnească, după care îi ducem la copt. Cuptorul este deja setat la temperatura și minutele corespunzătoare. Fiecare brutărie are propriul secret de pregătire a aluatului, pentru că de asta depinde în mare parte calitatea produsului. Migăloasă este și modelarea copturii. Acum, la moment, punem stafida, aluatul se amestecă până el se adună, după care ultima etapă se pune stafida uscată. Amestecă bine stafida, îl ducem să se odihnească timp de 30-40 de minute. Pe o masă alăturată, câteva cofetăre se pregăteau cornulețe cu umplutură de vișină. Sunt foarte crocanți, iar până la final sunt și pudrați, sunt foarte gustoși. Pe lângă tortele cu tematică de Paște, în această brutărie, cozonacul se face după o rețetă specială și se ornează cu glazură albă, ciocolată și pudră de zahăr. Pentru decor sunt presărate și semințe de bostan, migdale și alte delicii colorate care atrag privirile. Pregătirile de Paște au loc cu o jumătate de an înainte. Facem testări, facem probe din materie primă, din ambalaj. Sortimentul produselor este variat și pentru toate gusturile, începând de la pasca tradițională cu brânză dulce orserată până la tortă ornată în tematică pascală. În secția produse la comandă, cozonacii copți, glazurați și ambalați sunt gata pentru livrare. Primele comenzi au început de astăzi. Avem clienți în toată Moldova, de la rețele de supermarketuri până la diferite companii care ne-au abordat pentru sărbătorile pascale. Iar cele mai mari comenzi de cozonaci vor începe de joi și până în sâmbăta Paștelui. Avem anul acesta, vă zic, față de anul trecut, o creștere de 30% a volumului, ceea ce înseamnă vreo 60.000 de cozonaci, în dependență de diferite volume, diferite ambalaje. Dacă mai facem în alte zile și altceva, acum suntem concentrați doar pe segmentul respectiv de produse. În această brutărie, la procesul de producere a cozonacului, sunt implicați în jur de 60 de persoane. Prețul unui cozonac variază între 15 și peste 100 de lei, în funcție de mărimea produsului. Doamnelor și domnilor, acestea au fost informațiile despre care am reușit să vă spunem până la această oră. Vă îndemn să rămâneți alături de TV8. Imediat după urmează rubrica Business, iar următoarea ediție de știri începe la ora 14:45. Zi frumoasă vă doresc!